Iubiții mei prieteni, ai cuvântul lui Dumnezeu, am o așa de mare bucurie în suflet când este vorba să ne apropiem de cuvântul Domnului și așa cum spune Scriptura, toți vor fi învățați de Dumnezeu, referindu-se direct la călăuzirea Duhului Sfânt în cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Sunt cu totul, e cu totul deosebit cuvântul pe care îl învățăm în seara aceasta, pentru că el atinge o nuanță a sufletului nostru. Toți suntem în perioada asta, în zilele mulțumirii și aș dori să prindem nuanța acestui cuvânt ca să fim, pe de o parte, păziți de capcana în care riscăm să cădem așa de repede și, pe de altă parte, să punem în valoare toată mulțumirea sufletului nostru către Dumnezeu. Mergem în Luca la capitolul 15, versetul 12 și aici o să învățăm un cuvânt care literalmente tulbură sufletul. Dacă n-ar fi fost acest cuvânt, parcă, să zicem, cumva ar fi decurs altfel, dar să mergem aici. Cel mai tânăr a zis tatălui său, e vorba de pilda numită a fiul risipitor: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Dacă ar fi fost doar dă-mi partea mea sau partea pe care vrei să-mi o dai tu mie, ar fi fost poate firește, pământește, normal, dar expresia aceasta, dă-mi ce mi se cuvine, e dreptul meu. Ești dator la mine să-mi dai așa ceva. Ce mi se cuvine. Păi în momentul în care ți se cuvine ceva, lucrul acesta trebuie să fie bazat pe un lucru. Discutau de unei zi economiști. Nu ești plătit cu 10 sau 20 de dolari pe oră, ci ești plătit pentru ceea ce pui în ora aceea, adică munca sau contribuția ta. Acela e subiectul, nu faptul că ai fost o oră aici, ce ai pus în ora aceasta. Dăm partea care mi se cuvine. Pe ce bază ți se cuvine? Care sunt motivele sau argumentele? Nu știu în ce măsură în România este astfel, dar în state aici, când vrei să te angajezi undeva, între alte întrebări îți adresează una care poate fi puțin tulburătoare. Și anume, cel care te angajează te întreabă: ce motive crezi că aș avea eu să te angajez pe tine? Ce te recomandă pe tine, după părerea ta, pentru slujba aceasta în care vrei să fii? Și tu spui, sunt punctual, sunt curat, sunt cinstit, sunt muncitor, sunt așa. Depinde ce. Ce pui tu în ora aceasta? Și când el a spus, dăm ce mi se cuvine, aceasta arată nu ca o formă de har sau ca o formă, ca fiind ceva părintesc, o expresie a iubirii părintești. Nu, ci arată, este un cuvânt foarte greu acesta, dăm ce mi se cuvine, dăm ce ești dator la mine, dăm ce merit. Iubiții mei, ne readunăm după un an de har de la Dumnezeu, care s-a manifestat față de noi, așa cum scrie Scriptura, nespus de felurit. Harul nespus de felurit al lui Dumnezeu. Am îndrăznit oare să ridicăm privirile spre Dumnezeu și să spunem că ni se cuvine lucrul acesta? Că suntem îndreptățiți să avem așa, că Dumnezeu era cumva dator să facă lucrul acesta față de noi. Aceasta este concepția firească și uneori atinge sufletul nostru chiar dacă nu spunem în cuvinte aceasta. Când l-au chemat pe Mântuitorul să vindece copilul slujbașului împărătesc, romanii au spus, merită să-i faci binele acesta pentru că ne-a zidit sinagogă, se cuvine, adică într-un fel pentru că a lucrat la adunare, Dumnezeu rămâne dator la el. Dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. În primul rând, datorită acestei atitudini și a lui, dar atitudinii noastre în viață, datorită egoismului nostru care pătează aproape orice gând, orice cuvânt al nostru, nu se cuvine
nu se cuvine. Nu. El era în poziția în care nu îi se cuvenea, nu numai că nu îi se cuvenea absolut nimic, dar îi se cuvenea cu totul și cu totul altceva. N-a putut să înțeleagă atunci. Se petrec două lucruri aici. În momentul în care ai pretenția aceasta că ți se cuvine, în momentul acela pierzi din vedere natura răsplătirii lui Dumnezeu. Te mulțumești cu cuș, cu ambalaj, cu cutie, pierzi conținutul, cu alte cuvinte, în momentul în care vii cu această pretenție. Ați observat lucrătorii de la vie, când au venit acolo, au protestat pe bază că ei au fost convinși că li se cuvine mai mult dacă ceilalți, ei merită mai mult. Și datorită acestui lucru, au primit ce a fost cu dreptul, așa cum a vorbit cuvântul, dar au pierdut ocazia sfântă de a cunoaște inima stăpânului. Aceasta au pierdut-o. Ori de câte ori se ridică în inima noastră gândul că ni se cuvine. E pe bază de merite lucrul acesta sau cineva este dator la noi, prindem probabil niște lucruri superficiale, prindem niște lucruri de nimic și pierdem adevăratele valori. Mulțumim lui Dumnezeu că Scriptura a păstrat pentru noi nu doar un singur exemplu, ce mi se cuvine, așa a spus tânărul, ci a păstrat și alte exemple. De aceea mergem în Daniel, capitolul 9, să vedem Daniel, care este un om declarat de Dumnezeu, Noe, Daniel și Iov, trei nume mari în Scriptură. Om declarat de Dumnezeu, om prea iubit și scump. Declarat, deci este cutremurător dialogul cerului cu sufletul lui. Cum vine un astfel de om la Dumnezeu? Vine cu mi se cuvine? Ia să citim împreună aici în verset, începem cu versetul 7 din Daniel capitolul 9. Tu, Doamne, ești drept. Era în timpul robiei babiloniene. Totdeauna omul după inima lui Dumnezeu, omul prea iubit și scump de Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu, a simțit în suferință. Fie că e vorba de tâlharul de pe cruce, fie că este vorba de Daniel și prietenii și Israel în robie, în mijlocul suferinței grele, fie că e vorba despre Iov în suferința aceasta, au simțit că nu este nimic nedrept în aceasta, din cauza că acestea sunt urmările păcatului, nu urmările lui Dumnezeu în viața noastră. De ce, Doamne, mi se întâmplă? Dar este plata păcatului aceasta, este urmarea păcatului, este consecința, fructul natural al păcatului. Ce parte joacă Dumnezeu în treaba aceasta? Partea lui Dumnezeu a fost când a luptat cu inima noastră să nu intrăm pe drumul acesta, să nu facem greșeala sau pasul acesta. Acolo a fost Dumnezeu într-adevăr. Când am făcut pasul acesta, noi nu l-am făcut cu Dumnezeu și nici pentru Dumnezeu, ci l-am făcut în sfidarea lui Dumnezeu. Acum, ce este nedrept dacă ajungem să secerăm ceea ce am semănat? Vă rog să urmărim cu atenție cum arată inima unui om prea iubit de Dumnezeu, că este confruntat cu suferința și cu toate celelalte lucruri, prin contrast cu cel care spune, mi se cuvine. Bun, mergem aici. Doamne, Tu ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine. Nouă, tuturor oamenilor lui, nu lor, nu ei, nouă. Nouă tuturor ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Acesta este omul prea iubit și scump înaintea lui Dumnezeu. El nu spune mi se cuvine partea de avere. Nu, ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Suntem responsabili pentru greșeala vieții noastre. Iar vis-a-vis de harul lui Dumnezeu nu a fost nimic. Nimic care mi s-a cuvenit anul acesta. Nu e nimic care mi se cuvine. Dacă mi se cuvine ceva, mi se cuvine tocmai partea aceasta despre care vorbește Daniel. Dar nu singur. Tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului, întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate țările în care i-a izgonit, din pricina fără de legilor, nu tu, fără de legile lor, sunt cele care i-au izgonit, de care s-au făcut vinovați față de tine. De la dăm partea de avere care mi se cuvine,
până la mi se cuvine să ni se umple fața de rușine față de răul trăit, este drum lung. Și de aceea va trebui să trecem printr-o anume școală în viață în care învățăm să facem deosebire. Dacă ar fi deschis sufletul influenței Duhului Sfânt, tânărul acesta risipitor, fiul risipitor, când a spus cuvântul mi se cuvine, ar fi trebuit să spună, pentru obrăznicia mea de a te trata ca și cum ai murit, ca și când nu mai ești, de a răpi cumva cu forța partea pe care mi-o închipu eu că o merit și care ești dator tu să mi-o dai mie, pentru acestea mi se cuvine să mi se umple fața de rușine, nu mi se cuvine avere. Verbul este foarte bun, mi se cuvine, merit. Da, este foarte bun, dar depinde cum îl aplicăm. Daniel, să luăm pilda aceasta frumoasă. Toți cei care am dorit odată să auzim cuvintele, ești un copil scump și iubit de Dumnezeu, ești o ființă în care Dumnezeu găsește plăcere. Nouă ni se cuvine astăzi, dar nu numai nouă, ci tuturor conducătorilor noștri, tuturor. Și continuă versetul 8 specific. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Da, nouă. Împăraților noștri, căpetenilor, conducătorilor, președinților, șef bordului unei biserici, pastorului bisericii, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, că și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva ta, ni se cuvine, adică n-ar fi nimic nedrept, merităm lucrul acesta. Viața este pur și simplu datoare cu rușinea aceasta asupra noastră. Acesta este omul lui Dumnezeu. El niciodată nu privește bunătatea lui Dumnezeu, sănătatea sau familia sau toate lucrurile. El nu le privește ca fiind ceva cuvenit. Vreau să menționez faptul că aceasta este o școală. Este o școală incredibilă. De îndată ce începem să practicăm acest mi se cuvine, el nu se oprește aici, el se va transfera imediat asupra mântuirii noastre, ni se cuvine și în final asupra lui Dumnezeu. După cum tatăl fiul risipitor l-a făcut pe tatăl dator, obligat față de el, mi se cuvine, ia bine seama. Deci lucrurile nu se opresc aici. De altfel ne vom întâlni cu acest lucru în cursul prezentării noastre. Să luăm dar bine seama la acest ceas al mulțumirii care este aici în Statele Unite, dar pe tot pământul. Și nu este doar o zi, ci e vorba de o viață de mulțumire. Și nu este vorba doar de istorie, de pământul acesta. Cartea Apocalipsei spune, cerul este plin de mulțumiri care sunt aduse lui Dumnezeu. Iubiții mei, aceasta este o școală prin care trecem pe pământul acesta și vom învăța unul din două lucruri. Fie vom învăța să mulțumim lui Dumnezeu și vom considera toate lucrurile ca fiind har, ca fiind dar al lui Dumnezeu, sau vom merge după acest mi se cuvine care se va sfârși în final la ceea ce Lucifer a considerat că îi se cuvine. Aceasta l-a nenorocit pe el și aceasta nenorocește de fapt fiecare suflet de om. El a considerat și Isaia și Ezechiel dau câteva aspecte ale acestui lucru, a ceea ce se petrecea în inima lui, a considerat că îi se cuvine o poziție mai înaltă, mă voi înălța mai presus decât stelele lui Dumnezeu și nu se sfârșește aici, mă voi sui pe vârful norilor, pe muntele Dumnezeilor, și se sfârșește, voi fi ca cel prea înalt, dar de fapt textul bineînțeles spune, eu voi fi cel prea înalt. Nu poate să existe doi cel prea înalt. În clipa când a spus el, eu voi fi asemenea, adică eu voi fi cel prea înalt, însemna lucrul acesta. Fără deosebire de acest spirit care aici duce,
cât de mult schimbă inima noastră în bine, vreau să zic, și dă această bucurie adâncă sufletului nostru, pe care o lasă mulțumirea către Dumnezeu pentru toate lucrurile, chiar și în suferințele noastre, chiar și în necazurile noastre. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Pentru unii ar fi ușor, pentru altele nu este tocmai ușor, dar nu trebuie să așteptăm până când inima se aliniază și se acordează pe aceeași frecvență. Nu este cazul. Nu. Sufletul nostru știe să mulțumească lui Dumnezeu pentru adevăr, în adevăr. Iov nu a așteptat ca inima să-l ajungă din urmă în clipa când a spus: Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului pentru că a luat, binecuvântat să fie. Dacă aștepta până venea inima lui din urmă ca să fie și ea de acord sau așa, cum unii oameni greșite și închipuie că dacă nu e inima cu ei înseamnă că nu sunt sincer, nu. Inima e nespus de înșelătoare, în primul rând, e de deznădăjduit, de rea, ea nu are niciun vot în recunoștința mea față de Dumnezeu. Dacă se alătură ființei mele și se alătură într-adevăr în omul născut din nou, dacă se alătură, aceasta este o virtute a inimii, este un plus. Dar dacă refuză să se alăture, în niciun caz recunoștința noastră față de Dumnezeu sau față de cei de lângă noi nu trebuie să se potignească niciodată, ci pentru că așa e drept, așa se cuvine, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții mei, în tensiunea aceasta dintre cele două forme ale lui, se, mi se cuvine și se cuvine, undeva ne găsim noi între acestea două și înclinația firească este să spunem că binele ni se cuvine cumva și tot înclinația firească este să ajungem până acolo încât să credem că salvarea și mântuirea noastră sunt un merit cumva care se cuvine. N-aș dori să citez aici o persoană în vârstă care spunea că îi se cuvine un loc între cei 144.000 pe bază de mâncare. Ce a mâncat dumnealui ne-a dat o listă de bucate. Pe baza la ceea ce a mâncat, îi se cuvine un loc acolo. Este tragic pentru că din acestea lipsește, este ca și jertfa lui Cain. Uite ce produc, uite cine sunt, uite ce fac, uite ce... Deci Ildaia s-a supărat că îi se cuvenea ca Dumnezeu să se încline, să salute în fața jertfei lui. Iar Abel exprimă harul și arată nevinovăția aceluia care își dă viața pentru viața noastră. Acum, cuvântul spus de Daniel, ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, este reacția sufletului nostru față de viața noastră, dar nu în orice împrejurări, ci numai în lumina prezenței lui Dumnezeu. Altfel, Biblia vorbește de o față fără rușine, indiferent ce păcate sau fără de lege ar fi comis cineva, obrăznicia atinge acele cote în care un om nu doar că nu mulțumește lui Dumnezeu și nu recunoaște, dar chiar sfidează, calcă în picioare. Și acesta este un domeniu extrem de alunecos și știința înaltă, știința mulțumirii sau a gratitudinii, nu se merge foarte departe. Vă spun, spune Mântuitorul nostru în Matei 21:43, că împărăția va fi luată de la oamenii aceștia care consideră că li se cuvine, așa, și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite, nu pretențiile cuvenite. Deci aici este. Ar trebui totdeauna să cercetăm sufletul nostru, dar nu numai în chestiuni de religie sau de spiritualitate, ci în cele de fiecare zi. În ce măsură ne afectează sau ne îmbolnăvește ideea aceasta de mi se cuvine, merit cu tare lucru, așa, după părerea mea. Pentru că în momentul în care se ridică un astfel de simțământ în inima noastră, noi am intrat pe un drum care a fost deja bătătorit. A fost bătătorit de cel dintâi apostat. Tu ziceai în inima ta,
mi se cuvine mai mult, mi se cuvine mai înalt, mi se cuvine un loc între, pe muntele Dumnezeilor și astfel și până mi se cuvine să fiu Dumnezeu. Intrăm pe drumul acesta în momentul în care hrănim aceste mi se cuvine. Nu, cum spunea o doamnă, am suferit enorm în viață și nu cred că meritam aceasta și am spus nici eu nu cred că meritai aceasta, cred că meritai mult mai rău, adică vreau să spun, pentru că noi singurul lucru despre care putem să spunem că merităm, suntem vrednici de moarte. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Ați observat ce i-a vorbit bunul Dumnezeu lui David prin Natan. Ești vrednic de moarte. Dar nu vei muri, iată de ce. Pentru că în momentul când îți întorci privirile spre El, Psalmul 34:5, când îți întorci privirile spre El, nu spre tine ce ți se cuvine, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. E singura instanță în care se întâmplă așa ceva. Doar că ți-ai întors fața spre El și spune cuvântul lui Dumnezeu, te luminezi și nu ți se umple fața de rușine. Ați observat că unul din elementele pocăinței, unii spun că tâlharul de lângă Iisus n-a apucat să facă nicio faptă, a făcut destul de multe fapte. Numărul 1, a recunoscut bunătatea și suveranitatea lui Dumnezeu. A dat de mărturie de credință, a spus el. Iată, el este nevinovat, este neprihănit. 2. A recunoscut păcătoșenia lui. În mijlocul suferinței a primit să secere ce a semănat și noi primim ce merităm, a spus el. Și toate acestea izvorau din diferența dintre el și celălalt, care era teama de Dumnezeu. Nu te temi de Dumnezeu. Celălalt care nu se teme de Dumnezeu are altceva de spus. Parcă mi este și greu să repet în contextul acesta. Noi primim plata cuvenită pentru fără de legile noastre. Nu există nicio formă de revoltă, de reproș la adresa lui Dumnezeu, de pretenție în tot ce se întâmplă. Nu, dimpotrivă. A zis, se cuvine așa. Aceasta e dreptate. E numai drept să se întâmple așa. Noi suntem cei care am semănat lucrul acesta. Dar prin contrast își întoarce fața spre Mântuitorul și se luminează de bucurie și imediat izvorăște această făgăduință. Vei fi cu mine, pentru că nu îi se cuvine. Oricine, în împărăția cerului nu va fi nimeni căruia îi se cuvine. Este unul singur căruia îi se cuvine toată slava, toată cinstea. Și dacă e toată, nu mai rămâne nimic. Unul singur îi se cuvine, lui îi se cuvine. Nouă, ni se cuvine altceva, așa cum ne-a spus prorocul Daniel în cuvintele lui. Și răspunsul la această situație nu este pretenția, ci este întoarcerea privirilor noastre spre harul lui Dumnezeu, spre iubirea lui Dumnezeu, care atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui fiu. În momentul în care alegem să mergem pe un drum groaznic, cum este Roman, capitolul 1:27. Dacă, așa cum scrie ultima parte, au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Este vreo nedreptate în lucrul acesta, plata cuvenită? Este vreo nedreptate? Dacă cineva, să zicem, a distrus ficatul sau inima sau sufletul cu atitudine de un fel sau altul, cu ură, cu... a luat a băut această otravă a spiritului. Este ceva nedrept în faptul că sufletul este bolnav de moarte. A îmbolnăvit și corpul la rândul lui. Au primit în ei înșiși plata cuvenită. Nu este plata urii sau răzbunării lui Dumnezeu sau pedepsei lui Dumnezeu, vreau să pedepsesc pe ăsta ca să... Nu, ci este urmarea naturală, plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Acum, în Roman 4:4, rea ideea aceasta pe care am menționat înainte că o vom atinge. Celui care are pretenție, care spune mi se cuvine,
mântuirea sau viața în dar de la Dumnezeu, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca un har, ci ca fiind ceva datorat. Dumnezeu era dator să-l mântuiască. Dumnezeu era dator. Dumnezeu n-a făcut nimic din aceste lucruri pentru că era dator să facă, ci pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și lucrul acesta trece dincolo de înțelegerea îngustă a sufletului nostru. Noi ne mișcăm între fiul acesta risipitor, mi se cuvine, ne mișcăm între calea lui Lucifer, care spune, mi se cuvine, și calea lui Daniel, care spune, Doamne, mi se cuvine să-mi fie rușine, iar harul pe care mi-l dai Tu este ceva pentru care nu pot decât în veci de veci să mulțumesc. Nu vom putea ști niciodată ce ni se cuvine cu adevărat decât atunci când vom gândi sau vom trăi lucrul acesta în prezența lui Dumnezeu. Abia acolo vom avea acces la adevărul despre noi și vom înțelege noi ce ni s-ar cuveni nouă. Iar în încercările vieții prin care trecem, să ne rugăm întotdeauna lui Dumnezeu să ne păzească, să ne țină departe de simțământul acesta. Dimpotrivă, Efeseni 5:3 ne spune altceva. Desfrânarea sau orice altfel de necurăție, cuvinte necurate, gânduri necurate, metode necurate, căi necurate în sufletul nostru și în viață, sau lăcomia. Lăcomia de avere nici să nu fie pomenite, adică nici menționate între voi, așa cum se cuvine unor sfinți, se cuvine. Noi, aceea ca în care locuiește Duhul lui Dumnezeu, întreabă Pavel, cum să ne mai întoarcem noi la păcat, noi care am murit față de păcat. Se cuvine să înălțăm totdeauna cuvinte de mulțumiri către Dumnezeu. Care a fost lucrul pe care l-a ratat fiul risipitor și care îi se cuvenea, într-adevăr, lui se cuvenea harul și iubirea lui Dumnezeu, Domnul însuși. Aceasta îi se cuvenea nu prin meritele lui, ci prin făgăduința lui Dumnezeu. Dar el nu aceasta, la aceasta se gândește. El vrea lucrurile acestea, îi trebuie de moment, vrea să împlinească planul acesta atât de puțin înțeles de el. Și ratează marea moștenire pe care Dumnezeu o constituia harului Dumnezeu pentru el. Nici nu pomenește de lucrul acesta. Nu. Revin spunând, atunci când considerăm că ni se cuvin unele lucruri, ne vor fi date pe baza aceasta. Dar ce ratare grozavă! În momentul în care venim la Dumnezeu cu o atitudine smerită ca unui copil și în care mărturisim că toate lucrurile sunt din bunătatea și dragostea lui Dumnezeu către noi, atunci se va întâmpla ce s-a întâmplat cu Solomon. Zice, tu n-ai cerut una sau alta, ți se cuvine că ești marele împărat, ci ai cerut îndurare de la Dumnezeu. Bun, pentru că ai cerut lucrul acesta, toate ți se vor da pe deasupra. Și așa a fost. Noi suntem chemați să fim o seminție, o preoție împărătească, un neam sfânt, la aceasta suntem chemați. Se cuvine ca atare să aducem acest fel de roade pe care însă nimeni n-ar putea să le aducă vreodată prin ce este sau ce poate. Ci oricine, așa cum îi spunea bunul Dumnezeu părintelui nostru Abraham, eu sunt scutul tău potriva păcatului. Eu sunt scutul tău. Nu tu te păzești singur. Cum spunea Abimelec, că știi că am lucrat foarte cu mâini curate, eu te-am ținut. Dacă nu te țineam, eu îi spunea Domnul, n-ai fi lucrat cu mâini curate. Abrame, eu sunt scutul tău împotriva păcatului. Nu te lău dacă tu nu faci una asta. Nu ți se cuvine vreo formă de apreciere pentru lucrul ăsta, fiindcă scutul tău este Dumnezeu. Se cuvine, într-adevăr, slăvirea lui Dumnezeu și spune, și eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Aceasta stă în balanță între omul care consideră că îi se cuvine și omul care consideră că se cuvine lui Dumnezeu toată aprecierea, toată lauda.
El însuși spune, partea Domnului este poporul lui. Poți să spui și tu că partea ta este Domnul. Psalmul 16 cu 5. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu, tu îmi îndrepti sorțul meu. Domnul este partea mea de moștenire. Dacă ar fi venit cineva la fiul risipitor să-i spună, uite, ce parte de moștenire ai vrea să ai? Și răspunsul era, Domnul este partea mea de moștenire. Iată partea de moștenire a celor care îl cheamă pe Dumnezeu, a celor ce caută fața ta, Dumnezeului Iacov. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Amin. Tată, fii binecuvântat că tu ești partea de moștenire a sufletului nostru. Păzește-ne, Doamne, de duhul acesta luciferic, de a considera că ni se cuvine. Îți mulțumim că ai vărsat harul tău asupra sufletului nostru fără merit. Și îți mulțumim, Doamne, că tu ne vei duce în locul în care vom arunca la pământ coroana de pe capul nostru, pentru că tu, Doamne, a ta este mântuirea, tu ești mântuitorul. Ne închinăm înaintea ta și te binecuvântăm în veci. Amin.